Trebuie să vă spun că l-am furat din sala mare de la o altă ședință unde cu un alt subiect, pentru că despre flori este vorba și acolo, dar florile asociațiilor de locatari. Bună ziua și bine că sunteți cu noi. Vă mulțumesc. Eu doresc ca, într-adevăr, această, după masă, această seară, să vă simțiți ca între prieteni, să fie o seară a prietenilor, între dumneavoastră, între reprezentanții din magie și dumneavoastră. Și, bineînțeles, cei care am înțeles că ne vor și violeta în această după masă cu anumite momente artistice. Eu o să încerc scuze, rămân puțin cu dumneavoastră, dar după aceea trebuie să mă reîntorc. Am o întâlnire cu toate asociațiile de locatari, mulți puține. L-am lăsat pe primar și am venit să văd florile în luna lui Moarte. Frumoase flori. Mi-a tăiești flori? Cred. Mi-a tăiești flori sau ești grădinar? Dar la trebuie să de acolo, pentru că acolo am comandant o poliție, a lubritate, apă, canal, știu tot ce înseamnă și restul din conducerea primăriei. Eu vă doresc succes, mulțumesc încă o dată că sunteți aici, pentru că nu mai atât de mare și încă de pe acum, pentru că nu știu că ne referim în această conjunctură, vă urez venind sărbătorile de Paște, să aveți sărbători fericite pe noastră, cei dragi dumneavoastră și la mulți ani. Mulțumim doamnei Elena de la Florăria Elena pentru decorul pe care l-a pregătit în această după-amiază. Pentru că ne-am propus să vă oferim flori care se miros, care se văd, așa cum e în dreapta și în stânga mea, și flori care se aud, așa cum se va întâmpla mai departe. O să vă rog să fiți atenți, să fiți îngăduitori, să fiți bucuroși pentru faptul că în prima parte a programului se invită în fața dumneavoastră pe niște copilași de la 9 până pe la 15-16 ani, copii care formează clubul Canto Bella Musica al Casei de Cultură Ionel Ploașin, respectiv al primăriei Câmpia Turzii. Ei au început împreună cu profesorul Pop Cornel, care nu este aici pentru că este la o repetiție cu alți copii în altă localitate, au început în noiembrie 2010 să mai facă, să mai cânte muzica și să răsune muzica și vocile lor în sălile Casei de Cultură și pe holuri. Întotdeauna când plec acasă, iar ei rămân însoțiți, veniți atunci aici de părinți, cu ghiozdanele în spate uneori, mă bucur că în urma plecării mele spre casă rămâne ceea ce e mai frumos și ceea ce trebuie să fie specific unei case de cultură și anume muzica. Dacă îi cunoașteți, o să vă bucurați să-i revedeți pe acești copii. Dacă nu i-ați văzut niciodată, o să vă bucurați, sper, să îi auziți. O să începem cu domnișoara Daria Veleș. Ei deja sunt obișnuiți cu scena pentru că participă la diverse festivaluri, concursuri în țară. Unii dintre ei au chiar un palmares frumos pentru 2 ani de activitate. Domnișoara Daria este aici. Convin, dar tu trebuie să faci acest lucru obligatoriu. Va cânta un cântecel, așa cum a învățat-o preia domnul Pop Cornel. Și tu știi cine sunt domnii ăștia cu tot felul de aparate care se uită la tine, cu sufletul? Da, e, dar să știi cine sunt. Cam ce crezi că fac ei aici? Fac poze, nu? Și cu ocazia asta mulțumim și presei pentru că, din nou, vine să observe, să pozeze ceea ce este frumos la Câmpia Turzii. Daria, eu vorbesc și mă retrag cu când și rămâi. Înceapă primăvara. Prin orașul noi voi dar, de la omului, vise noi,
Și când chipui că la cum triște voi, necaz, durere, se duce ca un fum. Triște voi, necaz, durere, se duce ca un fum.